Curtea Constituțională adoptă următorul aviz. 1. Inițiativa de revizuire a articolelor 60 alinea 2, 70 alinea 3, 78 și 89 din Constituție nu depășește limitele de revizuire a Constituției impuse de dispozițiile constituționale ale articolului 142 alinea 2. 2. Proiectul de lege constituțională privind revizuirea articolului 60 alinea 2, articolul 70 alinea 3, 78 și 89 din Constituție poate fi supus referendumului după cel puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei de modificare a Constituției, cu respectarea considerentelor enunțate în parte descriptivă a prezentului aviz. 3. În vedere diferențierii opțiunii electoratului, chestiunile supuse referendumului urmează a fi formulate separat, rezumatul însoțit de textul corespondent din proiectul legii, conform obiectului de reglementare, inclusiv pe liste de subscripție și buletine de vot distincte. 4. După adoptare de către Comisia Electorală Centrală a hotărârii cu privire la inițierea referendumului, Parlamentul are obligația constituțională de a stabili neîntârziat data și de a aloca mijloace financiare necesare desfășurării referendumului republican în condițiile legii. În cazul inițiativii civice de revizuire a Constituției, termenul de 6 luni, în interiorul căruia proiectul de lege constituțional nu poate fi adoptat, include perioada de data de după înregistrarea la Comisia Electorală Centrală a grupului de inițiativă, colectarea semnăturilor și verificarea listelor de subscripție.